Greșeli gramaticale în cărțile pentru copii descoperite de inspectorii OPC Brașov. Atenție de unde cumpărați cadouri pentru cei mici. Unii agenți economici au ca singur scop câștigul financiar în detrimentul respectării oricăror reguli și cu o lipsă evidentă de moralitate. Ca fiecare an în această perioadă, instituția noastră face verificări referitoare la tot ceea ce înseamnă produse specifice acestei perioade, printre care fiind și jocurile și jucăriile. Din păcate, încă descoperim nereguli la unii agenți economici și una dintre probleme ar fi cea unor cărți pentru copii care conțin numeroase greșeli gramaticale, vândute de un foarte mare lanț de magazine extins în toată țara. Ca urmare, din punctul nostru de vedere, este o chestiune extrem de neplăcută, pentru că copilașii care sunt la vârsta în care își formează capacitățile intelectuale și încearcă să învețe corect, să scrie și să citească gramatical, sunt induși în eroare de astfel de probleme inacceptabile. Ca urmare, se va dispune de către colegii din întreaga țară retragerea de la comercializarea produselor neconforme și sancționarea agentului economic. Pe de altă parte, sper că agenții economici să nu mai pună pe primul plan doar câștigul financiar în detrimentul respectărilor prevederilor legale și să înțeleagă că lucrurile trebuie să se desfășoare corespunzător. Reprezentantul OPC Brașov consideră că unul dintre cele mai potrivite cadouri pentru copiii noștri este o carte. Este una dintre cele mai bune modalități pentru a le dezvolta capacitatea intelectuală și cultura generală. Cu toate acestea, părinții trebuie să deschidă bine ochii și să verifice ceea ce cumpără înainte de a face achiziția.